Mega, Darius, Nicolae. Așa, bravo, uite ce cole frumos ai. Primii strigați în curtea școlii au fost elevii de la clasele pregătitoare. Cu emoții au pășit alături de părinți într-o nouă aventură, cea din lumea cărților. Învățătorul a încercat să amenajeze clasa cât mai primitor, iar atmosfera din clasă să fie asemănătoare celei de la grădiniță. Eforturile au fost în zadar pentru cei mai mămoși dintre copii, care și-au petrecut primele ore de școală într-un plâns continuu. De un fluturaș la fiecare, ca să ne recunoaștem, da? Unul am să-mi pun eu și voi știți că sunteți echipa fluturașilor, da? Am primit un fluturaș, acum puteți să... Îi vom pregăti pe micii școlari cu noțiuni elementare de care au nevoie în clasa 1. Multe le-au învățat și la grădiniță, acum le vor învăța organizat la școală și sub o altă formă. Prima zi de școală a fost încărcată de emoții și pentru micuții care au împlinit deja 7 ani. Ei sunt boboci în clasa 1. Cu buchetă de flori în brațe și îmbrăcați în uniforme, au așteptat sfioși să sune pentru prima dată clopoțelul. Bună dimineața! Bună dimineața! Stați jos, copii! Bine ați venit la școală, dragi școlari! Noi am venit astăzi la școală. Să învățăm, dar ce anume să învățăm? Foarte bine! Prima zi de școală s-a încheiat mai repede decât de obicei pentru toți școlarii. Evelin, de exemplu, a stat doar 2 ore la școală. Gata, școala pe ziua de astăzi. A fost bine? Ți-a plăcut la școală? Da! Foarte bine! Ce ai făcut acolo? Acolo noi am spus cânteceie. Este un copil curios și promite că va fi un elev conștiincios, preocupat mereu de învățătură. Asta de abecedari, de caie, învățăm itee. Ai descris pentru mâine? Încă da. Da, ai descris? Încă nu. Da, peste 2 săptămâni doar să ne învățăm cu școala. Au fost foarte multe emoții și din partea noastră ca și părinți și din partea ei, dar o să înceapă o etapă foarte grea, deoarece nu mai este cum era la grădiniță, acum teme de făcut. Anul școlar 2012-2013 va avea 36 de săptămâni de cursuri. Elevii din ciclul primar și micuții care merg la grădiniță vor avea parte de o săptămână suplimentară de vacanță. Aceasta va fi în perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012. Vacanța de iarnă va începe în 22 decembrie 2012 și se va încheia pe 13 ianuarie 2013.